Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Îți reamintesc faptul că aceste citiri sunt traduse și audio în mai multe limbi. Dacă nu îți place traducerea, dacă nu vrei să auzi o altă limbă, poți să mergi la setările videoclipului, la acea rotiță din dreapta sus, de unde puteai să activezi sau să dezactivezi și subtitrarea. Și acolo mergi la înregistrare audio și selectezi limba română sau altă limbă pe care tu o preferi. Da? Ele sunt traduse tocmai pentru a ușura vizionarea. Știu că traducerea nu este extraordinar de bună, dar este tot ceea ce putem să facem în acest moment. În timp, cu siguranță, lucrurile se vor îmbunătăți. Asta ca să ne lămurim. Hai să vedem așadar. Asta pentru cei care urmăriți pe YouTube. Să vedem ce mesaje are tarotul. La bază avem un 5 de cupe, pajul de bâte. Cineva are niște regrete privind un nou început. E ca și cum te-ai entuziasmat foarte tare în legătură cu ceva, doar că acest 5 de cupe vine cu niște regrete. Poate este ceva legat de acte sau este vorba despre un moment în care cineva regretă pentru că a fost prea dur, pentru că a fost prea rece. Da? Văd aici o persoană care se uită după ceva ce nu funcționează. Important este să lăsați aici partea asta de trecut în urmă și să vedeți ce aveți acum la îndemână, ce puteți să faceți în acest moment cu ceea ce aveți. Hai să vedem, avem magicianul aici, o conexiune cu zodia fecioară sau zodia gemeni. Este clar un moment în care te ocupi cu mai multe lucruri în același timp. Parcă îți dai o resetare, ești dornic de o schimbare, de un nou început, ești dornic să lucrezi foarte mult cu tine, ești dornic să faci schimbări la modul tău de a acționa. Apoi avem 7 de cupe, multe opțiuni aici care apar, fie în dragoste, fie poate să fie și un moment de fericire care apare. Cineva care are mai multe variante. Văd o conexiune cu o persoană care se entuziasmează fantastic în legătură cu ceva nou. Dar e foarte puternică această idee de dualitate, de promisiune. Hai să vedem despre ce este vorba. Patru de monede, pajul de monede. Ești foarte hotărât aici, în legătură cu o schimbare. Înveți ceva nou, alții sunteți dornici să acționați într-un mod nou, dar văd aici clar o veste pozitivă privind partea financiară. Sau este vorba despre o persoană care este foarte hotărâtă să acționeze într-un mod nou. Aici poate să fie ceva legat de o casă, ceva legat de ideea de încredere, ideea de siguranță. Bineînțeles că văd aici și energia unei persoane care este ceva mai posesivă. Hai să vedem 7 de cupe ce spune. Lumea și justiția, o legătură cu zodia balanță. Mai avem conexiune cu zodii fixe. Taur, leu, scorpion, vărsător. Dragilor, aici apare o veste extraordinar de bună din punct de vedere personal. Are legătură cu, așa cum ziceam eu, o bucurie absolut fantastică, parcă nu-i real, dar are legătură și cu ideea de a clarifica o situație în care sunt mai multe opțiuni, o situație în care s-au făcut multe promisiuni. Se face dreptate sau primești o veste eliberatoare. Mai vreau o carte. Wow! Roata destinului, 10 de spade. Dragilor, aici este vorba despre sfârșitul unei perioade destul de dureroase. E ca o trezire la realitate, e ca un apogeu care se petrece. Este o persoană care rezolvă un anumit lucru, doar că parcă nu-i chiar atât de încântată. Hai să vedem și acest tarot ce spune.
Avem o femeie căsătorită și bucurie. Poate ai o bucurie în casă, o bucurie legată de copilul tău. Unii puteți să primiți o veste eliberatoare de la o prietenă. Este cineva care vine, vă dă o veste, cum că a reușit să rezolve un anumit lucru. Totuși văd și falsitate. Eu cred aici că se termină cu falsitatea, se termină cu minciuna. Și avem aici o vestă pe care o primești de la o persoană căreia nu-i convine ideea de relație sau ideea de înțelegere. Niște vești importante care să știi că țin și de un secret. Mai văd aici. Și văd aici o energie masculină care parcă plânge după o pierdere, după ceva. În continuare avem doi de cupe. Ai o relație bună cu cineva de la muncă sau discuți cu o persoană în legătură cu niște bani. Apoi avem soarele, ce frumos, deci un succes foarte mare care apare pentru tine. Este o bucurie extraordinar de mare. Văd aici un moment de realizare. Deci realizezi ceva, primești o veste bună de la un șef, avansezi, strălucești, indiferent ce îți propui, aici să știi că este un răspuns foarte pozitiv care apare, se luminează totul în calea ta foarte curând. Dar hai să vedem despre ce este vorba. Doi de cupe. Șase de bâte, diavolul și trei de monede. Înveți pe cineva un anumit lucru. Pentru unii văd o veste pozitivă care ține de o instituție sau care ține de o companie. Este, bineînțeles, și un moment aici de victorie. Tu îți dorești ceva foarte mult și aici văd o victorie foarte frumoasă care apare. Dar simți și energia unei persoane căreia îi place foarte mult să dețină controlul. 10 de monede. Pajul de bâte. E ceva aici legat de o nouă activitate. O veste bună care ține de o ședință, este o veste bună care ține de casa ta. Unii poate reuși să rezolvați ceva legat de un copil sau de o persoană mai tânără. Mai simt că are legătură și cu o pasiune pe care tu o ai. Să vedem soarele ce spune, ce-i cu succesul ăsta. Succesul. Are legătură cu un nou început, o nouă dovadă, un nou mod de a acționa. Are legătură cu o șansă care ți se oferă, dar poate avea legătură și cu acest compromis. Mai vreau o carte. Pot fi niște secrete care ies la suprafață. Sau aici mă mai gândesc la cineva care își ascunde sentimentele, își ascunde emoțiile. Eu simt că e cam ca o surpriză, pentru că uite avem marele preot, 6 de monede, 8 de monede. O discuție pe care o ai aici și care clarifică foarte multe lucruri. Pot fi niște bani aici care țin de un bărbat sau bani care țin de un șef. Avem regele de cupe, pajul de spade, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Cineva foarte sensibil aici care este dornic să cunoască mai multe. Asul de cupe, 6 de cupe. Hai să vedem tarotul ăsta ce spune. O femeie tânără cu un drum, o discuție ciudată, da? Și o organizare sau o reorganizare. Vedeai o discuție, așa cum am spus, cu o colegă, cu o prietenă, cu o persoană dragă.
Și aici e clar că trebuie să se hotărască ceva. Mai vreau o carte. Ce mai văd eu este un bărbat, da, care poate are o problemă. Fie o problemă de sănătate, fie o problemă financiară. Și atunci aici poate va fi nevoie să alegi pe cine ajuți sau cum anume ajuți. Să vedem surpriza. Surpriza e 2 de monede. Surpriza poate să vină din două părți sau surpriza poate avea legătură cu o persoană care se împarte într-un mod egal între două orașe, două locuri de muncă. Poate să fie o negociere care are loc și avem și un 5 de spade. Surpriza este că cineva amână aici un anumit lucru. Este cineva care profită de o anumită poziție în care se află. Poate surpriza să aibă legătură cu un compromis aici. Cineva care se joacă, cineva care nu e atât de serios. Hai să vedem despre ce este vorba cu 2 de monede. Zece de cupe, îndrăgostiți, puterea, frumos, o legătură cu zodia Leu, zodia Gemeni. Poate surpriza este aici în dragoste, are legătură cu cineva care tot jonglează aici între ideea de carieră și viață privată sau poate să fie vorba despre două opțiuni care apar din punct de vedere personal. Jonglezi cu două activități, două locuri de muncă, două situații diferite. Să vedem 5 de spade. Ce spune? Regele de bâte, 9 de monede. O legătură aici cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Se poate avea legătură cu o persoană care are o foarte mare încredere în forțele proprii. Este o persoană care își dorește multă independență din punct de vedere financiar, din punct de vedere personal. Dar cert este că acest rege de bâte este foarte încrezător în forțele proprii. Și atunci surpriza este că persoana asta își urmărește interesul sau profită de o poziție în care se află. Mai vreau o carte. Trei de cupe, o bucurie mică pe care o ai. Și din nou soarele, faietonul, deci ceva aici care se rezolvă ca prin magie. Să vedem surpriza. Ok, avem o reuniune, inamica, scrisoare și gânditor. Surpriza pentru unii poate avea legătură și cu un cuplu din jurul vostru sau cu cineva care nu este de acord cu o anumită hotărâre. Și văd aici pe cineva care se gândește mult la vorbele tale sau se gândește cum anume să-ți dea o anumită veste, cum anume să vină către tine cu această rezolvare. Mai vreau o carte. Avem fidelitatea și copilul. Este o persoană fidelă aici care își dorește un nou început sau cineva care are parte de o schimbare aici, care poate să țină de un copil, o nouă persoană, poate un nou prieten. Dar totuși eu văd că e ceva cu bucurie. Să vedem ce spune și tarotul meu. Ceartă, bani puțin și supărare. Deci surpriza este aici că tu vei asista la un mic mare conflict. Tot simt multă dualitate. Și avem așa. Surpriză și bucurie de departe.
Avem te vorbește cineva de bine, ești lăudat, onorat și realizarea dorințelor. Este ceva ce tu îți dorești să se realizeze. Se realizează, doar că surpriza aici are legătură și cu un mic mare conflict. Da? La care asiști sau de care afli. Avem așa, proces și judecată, o companie plăcută și din nou ideea de conflict. Hai să vedem ce spune și acest oracol cu această surpriză. Surpriza este, uite, cineva care se eliberează, cineva care vrea să fie singur. Avem o întâlnire, o cină romantică și un triunghi amoros. Sau o alegere importantă pe care cineva o are de făcut. Mai vreau o carte. Surpriza e că ceva se termină foarte rapid și are legătură fie cu o așteptare mare, fie cu un răspuns pe care tu îl aștepți de la drum lung. Poate este și o așteptare legată de ideea de străinătate. Mai vreau o carte. Mai avem aici așa, o femeie cu părul deschis la culoare, este o femeie mai sensibilă și avem un obstacol, un blocaj. Surpriza poate vine de la această persoană care blochează ceva sau pune o piedică cuiva sau undeva. Să vedem ce sfat dau îngerii aceștia. Îngerii vorbesc așa, în primul rând despre detoxifiere. Elimină toxinele din corpul tău, din mintea ta și din dieta ta. Sensibilitate. Sentimentele tale, emoțiile tale sunt muză și inspirație pentru creativitate. Apoi avem renunță. Realizează dorința de a controla această situație și lasă totul în mâinile divinității pentru a rezolva totul într-un mod frumos. Aici se recomandă ca cineva să lase lucrurile să curgă de la sine. Apoi avem scriitor grup, da? Creează sau alătură-te unui grup de scriitori pentru a primi inspirație, prietenie și suport. Interesant. Hai să vedem și acest oracol ce spune, ce trebuie să știm. Sunt fericit cu viața mea, sper că vei fi și tu într-o zi. Am plătit pentru tot. Am prea multe pe cap în momentul ăsta. Mai vreau o carte în legătură cu surpriza. Și este clar aici o nedreptate, o decizie a cuiva. Nu te pot lăsa să te apropii de mine. Poate într-o altă viață ne vom reîntâlni. Nu o să știi niciodată cât m-a durut. Mai vreau o carte.
Fericirea mea a rămas la tine. Oricât aș vrea, nu mă pot schimba. Mă doare tot ce s-a întâmplat. E cineva aici care se resemnează. Și ultimul mesaj, da? Iubește pe altcineva. Deci aceste lucruri se pare că îți sunt spuse de către cineva și asta e o surpriză pentru tine. Meriți tot ceea ce este mai bun. Vreau să iau și un ultim mesaj din partea acestui oracol, să vedem despre ce este vorba. Avem așa, mireasă, angajament, aici poate să însemne și o femeie cu responsabilitate, drum, călătorie, direcție, deci ceva ce începe să se miște, control, schimbare, deci e cineva aici care se opune unei schimbări. Triunghi, alegere. Poate este o hotărâre legată de planul profesional, o hotărâre legată de prieteni sau chiar de viața privată. Un mesaj surpriză de la cineva care ți este alături. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.